Pentru a rezolva problema ambuteiajului pe podul de pe strada Mihai Viteazu, în reparație de aproape 2 ani, autoritățile au un proiect de alternativă. Primăria discută în acest sens cu administrația căii ferate. Întrebat când va fi reparată prima bandă a podului, șeful Direcției Generale Mobilitate Urbană, Vitalie Mihalache, ne-a declarat că este complicat să vorbim acum despre acest lucru. Suntem în lucru cu specialiștii, cu proiectanții și inclusiv cu specialiștii din cadrul Calea Ferată Republicii Moldova pentru a examina posibilitatea traversării liniilor de cale ferată și permiterea traversării spre nodul rutier Visternicieni pentru a putea scoate această cerere majorată de traversarea în zona podului Mihai Viteazu. Vitalie Mihalache spune că au fost executate lucrări de strămutare cu ulterioară revenire la poziția inițială a cablajelor de tensiune înaltă care sunt prezentate pe această infrastructură rutieră, inclusiv elementele de structură în reparație. Să știți că în procente estimativ este complicat de a expune din simplu motiv cu o bună parte, inclusiv și partea care astăzi nu este demarat procesul de lucrări, au fost executate lucrările la fundațiile pilonilor care sunt, pe care este poziționată această structură. Nu în ultimul rând au fost finalizate lucrările de trasare și inclusiv de rețeaua de înnoirea pilonilor și rețelei de contact. Anterior, responsabilii de la primărie au declarat că prima porțiune a podului va fi deschisă cel mai probabil în luna iunie. Asta după ce, la sfârșitul lunii februarie curent, șeful Direcției Generale Mobilitate Urbană a declarat că circulația rutieră pe prima porțiune a podului de pe strada Mihai Viteazu va fi permisă cel mai probabil la sfârșitul lunii mai. Lucrările au început în septembrie 2022 la partea inferioară a podului prin consolidarea coloanelor.